Întrebați care este lucrul de care au nevoie cel mai mult, locuitorii Fieninului au răspuns locuri de muncă, în cadrul unui sondaj realizat pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. Au nevoie, în primul rând, de locuri de muncă, asta îi doare cel mai tare. Iar în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a localității, bineînțeles, după cum a spus și domnul primar, toată lumea se leagă de infrastructură, atât infrastructura de drumuri, străzi orășenești, drumuri laterale, cât și, bineînțeles, foarte important, rețeaua de alimentare cu apă și canalizare care să fie extinsă. Pentru crearea de locuri de muncă este nevoie însă și de investitori. Administrația locală caută investitori din afara țării, de aici și traducerea strategiei într-o limbă de circulație internațională. Pe site-ul primăriei sunt informații atât în limba engleză cât și limba germană. De data aceasta am realizat pliantul rezumat și în limba engleză, cu gândul că investitori, potențiali investitori din Europa ar găsi oportunități și la Fieni. Dacă se vor găsi resurse, este posibil ca Fieniul să aibă o strategie și în limba portugheză, orașul fiind înfrățit cu localitatea portugheză Ferreira do Jejere. Mi-aș și dori să fie și în limba portugheză. Limba portugheză e o limbă foarte răspândită în lume, iar și având în faptul că noi suntem înfrățiți cu localitatea din Portugalia, poate o să scoatem și o strategie în limba portugheză.